Asta îmi place cel mai mult. Are cea mai mare semnificație pentru mine. Este universul pe care l-am creat eu personal, fiind desenez. Mi-am desenat cam toate tatuajele și acesta este cam favoritul meu. Este sigla universului pe care îl creez. Și acesta este soarele și luna, care este un punct foarte important în acel univers al meu. Și restul, majoritatea timpului sunt monștri. Sunt foarte pasionat de diferite creaturi pe care le desenez și de tot fac în capul meu. Erez doar chestii random care mi-au plăcut mie cel mai mult și cred că le-am făcut pe moment. Probabil că n-a fost beață sau ceva de genul. Primul tatuaj a fost ăsta și am adormit la el. Nu regret niciunul, nici măcar cel cu punțita care m-a făcut să intru. Și în special iubesc și fața de pe față, luna și stelele și punctele sub ochi. Sper să mai vină în continuare și să mă umplu complet, vreau să fiu plină de tatuaje. I come from Estonia, yeah. It's like 2,000 kilometers from here. Five hours driving all the time, staying three nights on road and now in tent. I have many like music tattoos on my skin. All are like patches, some kind of patch jacket. But if I have to think about one that's more important for me than others, it's like our own design, I think it's this one. We are not married, you know, with my girlfriend, but we have the same tattoos and it's all designed like my hands and her hands and this Ouroboros and the sun sign here. And I think this one is like this means a little bit more than other tattoos. Other tattoos are just like band names or band logos, you know, or movies or something like this. But yeah, I think this one is the most important. Preferatul meu e clar pisica mea. Am o pisică de vreo 2 ani jumate, ceva de genul, British Shorthair rasa. Îți dai seama, o ador, o iubesc, am de ce să mă tatuez ca să o am pe viață. Scar îl cheamă, e motan. I'm from Poland. From Lublin, it's in the east of Poland, and I needed to pass at about above 700 kilometers to get here to Romania to Electric Castle Festival. But it's really worth it because it's great. I really don't know how many of tattoos I have, but I have at least 10. And one of my favorites is on my back. It's just power sign. Just power sign that you can put on or put off. And it's funny that a lot of people, even people who don't know me, just come at my back and push the bottom. And it's very, very funny for me. I didn't expect such situations, but it doesn't get on my nerves at all. Asta când eram 16 ani, atunci am făcut. Asta e freedom, așa, cum se zice, freedom. Libertatea, exact. Și de atunci la 18 ani am mers afară în țară, în Belgia și în Austria și de aia am ales asta, că e freedom, libertate.
Deci asta e un rechin. Asta sunt eu. Deci asta e, am primit un mesaj de la viață și cu vaporul trebuie să duc, deci trebuie să fac ce mesaj am primit.